Începând cu luna aprilie, moldovenii nu vor mai beneficia de compensații la căldură. Informația a fost confirmată de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul unei conferințe de presă susținută după ședința guvernului de astăzi. Întrebat dacă din cauza vremii reci va fi posibilă compensarea facturilor pentru aprilie, ministrul Muncii a răspuns că nu există nicio șansă, deoarece deja au fost luați bani din bugetele altor ministere pentru a acorda compensații în sezonul de încălzire. Nu este posibil. Compensațiile pentru perioada rece anului finalizează la sfârșitul lunii martie. Sperăm noi că zilele reci nu vor dura atât de mult. Vreau să spun că pentru acest guvern a fost foarte important ca să depășim cu bine această iarnă. Au fost luate decizii extrem de complicate. Toți colegii mei din minister au trebuit să facă reduceri din bugetele proprii pentru a ne asigura că avem resurse necesare pentru a asigura compensațiile în această perioadă. Potrivit lui Buzu, autoritățile trebuie să fie prudente cu resursele financiare pentru că urmează o altă iarnă. Înțelegem că există această problemă, dar trebuie să fim foarte prudenți cu modul în care noi gestionăm resursele. Iarăși ne așteaptă în câteva luni iarăși o iarnă, o perioadă rece, trebuie să ne pregătim temenic. Amintim că în noiembrie 2022, Guvernul Republicii Moldova a lansat programul Ajutor la Contor, care presupune acordarea unor compensații cetățenilor la plata agentului termic, la gaze și curent electric, în funcție de categorie de vulnerabilitate din care fac parte. Potrivit Ministerului, în perioada rece a anului de compensații pentru energie, au beneficiat circa 1,2 milioane de gospodării casnice. Compensațiile au fost acordate din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, care este suplinit din bugetul de stat și din donațiile partenerilor internaționali.